O structură din cadrul Consiliului Județean Gorj își modifică activitatea de lucru. Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor va răspunde și de protecția animalelor. Da, începând cu data de 1 decembrie, serviciul pe care îl conduc va deveni direcție. Se va chema Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj. Practic, se va modifica și puțin obiectul de activitate al acestui serviciu, ținând cont de legile privind protecția animalelor, inclusiv Consiliul Județean se va implica pe acest segment. Vom face parteneriate cu asociațiile de protecția animalelor, vom face un parteneriat cu cei de la Poliția Protecției Animalelor, vom încerca să facem și niște campanii în perioada următoare, dar mai multe putem discuta după data de 1 decembrie. În această perioadă sunt în perioada de reorganizare și să pregătim proiectele așa cum trebuie pregătite. Modificările nu vor schimba organigrama serviciului, chiar dacă statutul va fi altul. Nu, am reușit să ne încadrăm în același număr de angajați, asta a fost și ideea. Nu înseamnă că dacă ne-am modificat structura și obiectul de activitate, vom angaja și oameni în plus. Acest proiect are ca obiectiv adoptarea unor măsuri prin care să se asigure protecția animalelor și pentru prevenirea de rele tratamente aplicate animalelor.